Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. În episodul anterior, RPV, Răspunsuri pentru Viață, la solicitarea expresă și insistentă a unei telespectatoare a noastră, am căutat să oferim un răspuns la întrebarea dacă este sau nu Duhul Sfânt o persoană. Și sperăm ca răspunsul dat să fi fost edificator, evident, pentru cei care l-au urmărit. Dar telespectatoarea noastră continua în apelul telefonic și cu întrebarea dacă Duhul Sfânt face parte din Sfânta Treime, respectiv, mai întâi, dacă învățătura despre Sfânta Treime este biblică. Din moment ce această sintagmă, Sfânta Treime, nu există pe paginile Sfintelor Scripturi. Ne propunem așadar a proceda în acest episod doar la o survolare rapidă a acestui subiect complex. Biblicitatea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Urmând ca, dacă vor veni solicitări din partea dumneavoastră, să oferim pe viitor un răspuns și mai amplu. Credem însă că este bine ca, înainte de a vorbi despre Sfânta Treime, să prezentăm un scurt rezumat al celor spuse în episodul precedent despre Duhul Sfânt. Și pentru că reprezintă perfect punctul de vedere prezentat de noi, vom reda în continuare răspunsul la întrebarea cine este Duhul Sfânt, așa cum acesta este formulat pe un site la care toți cei care aveți acces la internet puteți ajunge. Este vorba de www.godquestions.org română, pe care vă și încurajăm să-l accesați pentru a afla răspunsuri temeinice și la alte întrebări referitoare la teoria și la practica creștină. Există multe concepții eronate legate de identitatea Duhului Sfânt, ni se spune în locul indicat. Unii văd Duhul Sfânt ca pe o forță mistică, alții înțeleg Duhul Sfânt ca pe o putere impersonală pe care Dumnezeu o pune la dispoziția celor ce îl urmează pe Hristos. Ce spune Biblia despre identitatea Duhului Sfânt? Pe scurt, Biblia spune că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Biblia spune de asemenea că Duhul Sfânt este o persoană, o ființă având rațiune, emoții și voință. Faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu este arătat clar în multe pasaje din Scriptură, inclusiv în Faptele Apostolilor 5, versetele 3-4. În acest verset, Petru îl confruntă pe Anania întrebându-l de ce a mințit pe Duhul Sfânt și spunându-i apoi, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Aceasta este o declarație fermă asupra faptului că a minți pe Duhul Sfânt înseamnă a-L minți pe Dumnezeu. De asemenea, știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu pentru că El are atributele sau caracteristicile lui Dumnezeu. De exemplu, faptul că Duhul Sfânt este omniprezent este arătat în Psalmul 139, versetele 7-8, citat. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo, încheiat citatul. Apoi, în 1 Corinteni 2:10, vedem atributul omniscienței, a totștiinței Duhului Sfânt. Citat, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Știm de asemenea că Duhul Sfânt este o persoană, deoarece El are rațiune, sentimente și voință. Duhul Sfânt gândește și cunoaște, 1 Corinteni 2:10. Duhul Sfânt poate fi întristat, Efeseni 4:30. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, Romani 8:26-27. Duhul Sfânt ia decizii conform cu voia sa, 1 Corinteni 12:7-11. Fiind Dumnezeu, Duhul Sfânt poate cu adevărat să îndeplinească rolul de mângâietor și călăuzitor, așa cum Iisus a promis că va fi. Ioan 14:16, versetul 26, și de asemenea 15:26. Am încheiat citatul de pe site-ul godquestions.org română. Ei bine, citind Biblia, cercetătorul sincer și fără prejudecăți se vede în fața unei situații paradoxale. Pe de o parte, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu, Tatăl, ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Nu mai mulți, ci un singur Dumnezeu.
Pe de altă parte, tot Sfintele Scripturi îl descoperă pe Iisus Hristos ca fiind El însuși Dumnezeu. Așa cum rezultă, de exemplu, din 1 Ioan 1 cu 1, citat, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Pentru că în Ioan 1 cu 14, cu referire la întruparea Logosului, să se afirme, citat iarăși, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Încheia citatul. Am prezentat doar un verset, dar sunt nenumărate alte versete și pasaje biblice care susțin divinitatea lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, așa cum am văzut și în episodul și în rezumatul anterior, Duhul Sfânt este prezentat de către textul sacru ca fiind o persoană divină, Dumnezeu. Rațiunea umană nu poate înțelege suficient de bine sau aproape deloc acest paradox. Ce vom face? Cum vom reacționa la această aparentă incompatibilitate? Vom pune rațiunea noastră deasupra Bibliei sau vom așeza Biblia mai presus decât rațiunea noastră? Tatăl Ceresc Dumnezeu, Iisus Hristos Dumnezeu, Duhul sau Spiritul Sfânt Dumnezeu. Credem că atitudinea potrivită este să lăsăm afirmațiile Bibliei așa cum sunt ele prezentate, chiar dacă intelectual nu le putem înțelege, și să căutăm să vedem dacă nu cumva rațiunea noastră are pretenții prea mari. Pretenția de a înțelege exhaustiv ființa divină, pe Dumnezeul, creator a toate, cel care a creat universul, cel care l-a creat pe om, inclusiv rațiunea umană. Și în acest fel, dacă nu cumva tindem să ne situăm la nivelul creatorului sau chiar deasupra creatorului pentru a avea pretenția să-l înțelegem exhaustiv. Primii creștini, ca și creștinii din toate veacurile, au căutat să vadă dacă nu pot identifica conceptul sau doctrina, învățătura unui Dumnezeu triunic, trinitar, pe paginile Bibliei. Chiar dacă acest concept nu a fost prezentat foarte clar și ușor de înțeles. De altfel, să nu uităm că în Deuteronom 29 cu 29 stă scris, citat, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Încheia citatul. Ne întrebăm, oare nu este normal ca ființa divinității să depășească cu mult micuța și neîncăpătoarea noastră minte, rațiune sau capacitate de înțelegere? Mulți creștini au găsit că este normal ca Dumnezeu să-și păstreze doza Lui de taină și mister. Întreacă fie spus, marele poet Blaga spunea, eu nu strivesc corola de minuna lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea. Încheia citatul. Noi permitem existența unor taine, mai ales cu privire la Dumnezeu? Se pune o întrebare extrem de importantă. Greșesc sau nu înaintea Domnului, periclitându-mi mântuirea dacă am o concepție greșită despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime? Biblia este destul de clară în această privință. În timp ce nu ni se spune dacă nu credeți în conceptul Sfintei Treimi, vă riscați mântuirea, ni se arată foarte clar că respingerea adevărului că Iisus Hristos este Dumnezeu este un lucru extrem de grav și că acest lucru ne periclitează într-adevăr mântuirea. În Evanghelia după Ioan, însuși Fiul lui Dumnezeu ne spune sau ne-a spus la Ioan 8:24, partea B, citat, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre, încheia citatul. Să ne reamintim că sintagma eu sunt reprezintă numele lui Dumnezeu, Jehova sau Yahweh, prezentat prima dată în Exodul, capitolul 3, versetul 14, partea C. În altă parte, tot Mântuitorul Iisus la Ioan 5:23, partea B a versetului, ne spune, citat, cine nu cinstește pe Fiul, nu-l cinstește pe Tatăl. Încheia citatul. Mare atenție, deci, nu ne putem lăuda că îl onorăm pe Dumnezeu Tatăl dacă nu îl onorăm pe Fiul Său. Deci, fie că înțelegem, fie că nu înțelegem cum vine asta, atât Dumnezeu cât și Iisus Hristos trebuie onorați ca fiind ceea ce Biblia ne spune despre ei că sunt, Dumnezeu. Dar există doi Dumnezei, ne vom întreba pe bun drept? Doar Biblia ne spune cu claritate că există un singur Dumnezeu. Cum poate fi reconciliat acest paradox? Într-un singur fel.
Trebuie ca aceștia, deși sunt doi, să fie totuși una. Doi și totuși unul. Foarte interesant, chiar Mântuitorul la Ioan 14:23, vorbind despre sine și despre Tatăl, ne spune, citat, cine mă iubește va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi, noi, adică Tatăl și cu Hristos, vom veni la el și vom locui împreună cu el. Încheiat citatul. Deci, Iisus vorbește despre sine și despre Tatăl ca fiind două persoane distincte. Dar tot Mântuitorul afirmă în altă parte, la Ioan 10:30, eu și Tatăl una suntem. Sau, la Ioan 14:9, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și așa mai departe. Așadar, putem reconcilia aceste afirmații contradictorii, acceptând ceea ce rațional ni se pare de neacceptat. Că Tatăl și Fiul sunt unul singur Dumnezeu și totuși sunt două persoane divine distincte. De neînțeles și totuși strict biblic. Dar să mergem și mai departe în succinta noastră survolare, așa cum spuneam, acestui subiect extrem de complex. Să vedem acum ce ni se spune în Biblie despre riscul identificării greșite a Duhului Sfânt. Personal nu am găsit scris cu referire la Duhul Sfânt atât de clar ca despre Domnul Iisus că neacceptarea Duhului Sfânt în calitatea sa de Dumnezeu ar conduce la riscarea salvării veșnice. Dar, ciudat și interesant, este că există locuri în Sfânta Scriptură în care raportarea corectă la Duhul Sfânt este așezată mai presus decât raportarea corectă la Tatăl Ceresc și la Fiul. Deci trebuie să fim atenți cum îl tratăm pe Duhul Sfânt. În Marcu 3, 28 și 29 stă scris, citat, adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Similar, în Matei 12:32, tot Mântuitorul ne spune, din nou citat, oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Încheia citatul. Wow! Ar spune cineva și spunem și noi. Evident că aici este vorba de blasfemia sau hula împotriva Duhului Sfânt și nu se referă, credem noi, la o simplă negare, oare o fi chiar atât de simplă, a divinității Duhului Sfânt, ci la altceva care nu face obiectul prezentei meditații. Trebuie să ne dea de gândit însă faptul că împotriva Duhului Sfânt se poate păcătui cu consecințe atât de grave. Să revenim din nou asupra raționamentului nostru anterior, extinzându-l de această dată. Biblia afirmă așadar că este un singur Dumnezeu. Pe de altă parte, atât Iisus Hristos cât și Duhul Sfânt sunt prezentați tot ca fiind fiecare Dumnezeu. Cum putem reconcilia aceste afirmații omenește incompatibile, contradictorii? Lăsând afirmațiile Bibliei să rămână afirmațiile Bibliei, fără a îndrăzni să le negăm ori să le dăm în mod forțat alt înțeles. Dar pe de altă parte, să vedem dacă nu cumva pe un plan ce pare greu de înțeles pentru mintea omenească, aceste trei afirmații pot fi reconciliate. Trei persoane formând o singură persoană, o singură persoană Dumnezeu manifestându-se totuși în trei persoane. Cercetătorii Bibliei, pornind de la afirmații biblice de necontestat, au căutat să vadă dacă nu cumva textul sacru permite reconcilierea unui astfel de adevăr. Atât de greu, după cum spuneam, de perceput, de înțeles, de mintea omenească. Astfel s-a ajuns și nu prin prisma bietului împărat Constantin la ceea ce se numește doctrina Sfintei Treimi. Această învățătură, deși sintagma Sfânta Treime, așa cum arătam, nu se găsește pe paginile Bibliei, permite reconcilierea peste capacitatea umană de înțelegere a unei realități supranaturale, Dumnezeul Trinitar sau Triunic. Să analizăm fugitiv ce ne spune Vechiul și Noul Testament în această privință. În etapa Vechiului Testament, doctrina Sfintei Treimi este doar presupusă, ori insinuată, indusă, în cel puțin următoarele locuri. Și permiteți-ne să dăm mai multe citate. Geneza 1:26, și apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.
Geneza 3:22. Iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Geneza 11:7. Haidem să ne coborâm acolo și să le încurcăm limba. Încheia citatul. În toate aceste locuri se poate observa o convorbire, o consfătuire a lui Dumnezeu cu cineva. Acest fel de vorbire nu poate fi explicată prin utilizarea pluralului de majestate, cum se mai spune, deoarece revelația biblică ulterioară nu ni-l prezintă nicăieri pe Dumnezeu vorbind astfel despre sine. Dimpotrivă, Dumnezeu li se prezintă oamenilor printr-o adresare la singular. De exemplu, în Exodul 20:2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Pe de altă parte, tot în Vechiul Testament, unii cercetători ai Bibliei văd misterul Sfintei Treimi ilustrat, indicat și în pluralul Elohim, cu verbul la singular din Geneza 1:1 și în alte multe sintagme similare. Tot o indicație spre Sfânta Treime este considerată a fi și Teofania, descoperirea în trei persoane de la stejarul lui Mamre, Geneza 18, de la versetul 1 la 19. Tot Vechiul Testament vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu, personificându-le nu întâmplător, ci ca fiind persoane distincte de Dumnezeu Tatăl. Apoi, arătările Îngerului Domnului din Vechiul Testament par a indica de asemenea pe Fiul lui Dumnezeu înainte de întrupare. Alt exemplu, în Binecuvântarea Mozaică din Numeri, capitolul 6, putem identifica destul de evident cele trei persoane ale Sfintei Treimi, în cele trei binecuvântări distincte. Și ne oprim puțin aici. Poate că ar fi bine să facem o corelație cu Geneza 15:1, în care Dumnezeu îi spune lui Avram: Avram, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Deci două elemente definesc binecuvântarea divină: ca Dumnezeu să fie scut și să fie răsplată. Mergând la Numeri, capitolul 6, observăm că această dublă binecuvântare asupra lui Avram se extinde în trei părți asupra celorlalți credincioși, în primul rând credincioșii vechi testamentali. Și se spune: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Ce însemnează aceasta decât Domnul să fie scutul tău, cum îi se spusese lui Avram? Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine. Cum altfel se descopere această față, interfața divinității, prin îndurare decât prin Iisus Hristos? Pentru că harul, îndurarea a venit prin Iisus Hristos. Și apoi, în al treilea rând, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Cine dă pacea? Prin excelență, pacea este roada Duhului, deci este descoperit Duhului Dumnezeu în această a treia sintagmă sau propoziție a binecuvântării mozaice. Iată cum și în binecuvântarea mozaică din Numeri, capitolul 6, îl găsim pe Tatăl, care asigură protecția divină prin providența sa, îl găsim pe Iisus Hristos, ilustrat în îndurarea, în harul de care are nevoie orice muritor, și în Duhul Sfânt, care furnizează pacea. Încheiem paranteza, să spun așa, detalierea pe care am făcut-o. Mergând mai departe, în Psalmul 33:6 aflăm că, citat, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea sau prin Duhul gurii sale. Încheia citatul. Duhul Sfânt ca persoană e amintită în mai puține locuri, dar găsim și pasaje din care se vede că este prezentat ca fiind persoană. Zaharia 7:12, 2 Samuel 63:2. Revenind, în Isaia 9:5, Mesia Iisus, care va veni, va purta numele de Dumnezeu tare și Părintele sau Autorul Eternității. Nu este Iisus Dumnezeu când despre El se spune că este Dumnezeu tare? Cine vrea un alt argument mai puternic decât acesta? Apoi, în Psalmul 2:7, Dumnezeu îi se adresează lui Iisus Hristos ca unui fiu, spunându-i: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și ne oprim aici, fără a fi epuizat nici pe departe, locurile din Vechiul Testament care evidențiază existența sau, dacă vreți, măcar posibilitatea sau permisibilitatea existenței unui Dumnezeu în trei persoane, respectiv a Sfintei Treimi. Mergem acum la etapa Noului Testament. Un text clasic
este cel din Matei 28:19, unde se spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Este adevărat că unii spun că în original n-ar exista acest text, dar nu se pot aduce dovezi semnificative, concludente în această privință. Apoi, existența a trei persoane divine implicate rezultă și din cuvintele îngerului adresate Mariei, mama Domnului, în Luca 1:35, citat: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Dar imaginea de necontestat a ilustrării Sfintei Treimi este prezentă la botezul Domnului Iisus, între altele ilustrat la Matei 3:16-17, unde se spune, citat: de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și au văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Încheiat citatul. Ce argument mai clar asupra realității și adevărului existenței Sfintei Treimi mai așteaptă cineva să-i fie dat decât acesta? Dar Noul Testament prezintă multe alte argumente asupra cărora nu ne putem opri în această abordare succintă a problematicii existenței Sfintei Treimi și a faptului că Dumnezeu, Duhul Sfânt, face parte din această Trinitate Sfântă. Să nu punem așadar rațiunea noastră deasupra Sfintelor Scripturi și deasupra lui Dumnezeu, ci mai degrabă să ne umilim, recunoscând cât de mărginiți suntem față de Cel veșnic, față de Cel măreț, față de Cel nemărginit de mare. Dumnezeu să ne ajute tuturor, multă binecuvântare de la Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Așa să fie.